ajuns? Bună dimineața de la originile noastre. După cum ați văzut în vlogul anterior, am reușit să ajungem cu bine în Spania. Suntem în Benidorm, în locul de unde am plecat. În Spania, în care a fost una din cele mai afectate țări de coronavirus, dar o să vedeți că viața încet, încet... Dă-i, tata, dă-i! Copilărimea e la ea acasă. O să vedeți că viața ușor, ușor revine la normal. E orașul cu cei mai mulți grienori per capita din lume și orașul cu cei mai mulți grienori pe metru pătrat după New York. E cunoscut sub numele de Manhattanul Europei, New Yorkul Mediteranean, cunoscut pentru plajă, pentru viața de noapte. Viața de noapte, din păcate, nu cred că o să putem să vă arătăm, pentru că nu există în momentul de față. Și începem cu probabil simbolul orașului, hotelul Bali, cel mai înalt hotel din Europa până acum câțiva ani, și l-avem exact în spate. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. The weekend, we can do nothing at all. So what if you're stupid and you know it's nothing wrong. De obicei are un lift exterior, nu știu dacă le vedeți acolo, sunt două. Liftul costă 5 euro, urci până sus, se spune că poți să vezi și insula Ibiza. Eu nu cred, am urcat și nu am văzut nimic, ori sunt eu chioș parliu, ori e minciună. Costă 5 euro, mă, normal, dar astăzi, datorită coronavirusului, nu funcționează. Cam așa arată. E, repet, până acum câțiva ani a fost cel mai înalt hotel din Europa. E un hotel de 4 stele. Nu e extraordinar de scump, poți să te cazezi la hotelul ăsta undeva la 30-40 de euro, dar din câte știu eu, am lucrat și ca ghid turistic aici în Benidorm și nu e unul din cele mai bune hoteluri în care să te cazezi, pentru că s-a învechit pe înăuntru, mâncarea nu e cine știe ce, dar totuși încă e un simbol al orașului. În Spania e foarte, foarte cald, sunt undeva la 32 de grade la ora asta și e doar 12 dimineața, tocmai am fost și mi-am făcut declarațiile de venit pe anul trecut, aveam ajuns și deja m-am ajuns de 60 de euro, i-am dat la omul ăla să-mi facă declarația. Nici n-am ajuns bine și m-am cocoșat de bani. Și e obligatoriu folosirea măștii în orice spațiu public, dar după cum vedeți aici nu e nimeni lângă noi. Mm-hmm. Sunt mama și tata pe acolo prin spate. Și chiar dacă e obligatoriu, lumea nu le poartă. Se mai poartă mult la mână decât la bot. Adevărat. Ce zici, că am plecat din Bali și am ajuns tot în Bali. Și acum mi-am dat seama. Deci ca să vă faceți o idee, Benidorm e al treilea oraș în număr de hoteluri din Spania, după Madrid și Barcelona, dar în momentul de față e deschis un singur hotel, cel de la stația de autobuz, și plănuiesc să deschidă luna asta încă 40 maxim. Benidorm are 67.000 de locuitori în mod normal, dar în sezon se ajunge până la jumate de milion. Deci acum că suntem în iulie, la jumătatea lunii iunie, faptul că se vor deschide doar 40 de hoteluri va afecta foarte mult economia orașului, dar asta e, peste tot s-a suferit. Am plecat din Bali în Bali. Eu am rămas obișnuită cu masca, așa că nu mi-o dau jos. Nu știu de jos masca, ne-am obișnuit pe avion 30 de ore cu masca la bot. O să vă arătăm și plaja puțin și unele locuri care ne plac nouă din oraș. Și am alt tricou pe mine pe care nu l-ați văzut. L-am furat de la frate meu. Și eu sunt îmbrăcată cu alte haine. Avem alte haine. Noi avem programare la Consulatul României din Castellón abia pe 3 iulie. Pentru reînnoirea pașapoartelor, deci trebuie să stăm prin zonă pe aici, trebuie să-mi fac și, cum am zis, declarația asta de venit, trebuie să-mi fac și permisul de conducere. Deci următoarele 3 săptămâni vor fi prin zona asta de coastă, o să vizităm mai multe locuri să vi le arătăm, locuri pe care noi le cunoaștem, locuri pe care noi nu le cunoaștem, dar ăsta e plan. Acolo era vorba să fie următorul simbol al orașului, se numește clădirea Intempo, era o clădire de apartamente care trebuia să fie cel mai mare peste Bali, care e aici, îl construiseră chiar cu un etaj mai mult decât Bali. Băi, e fain. Și era... Mamă, m-am simțit în Asia, iar ia uite, era, nu a fost terminată construcția din cauza crizei, au fost ceva probleme financiare la mijloc. Dacă te uiți în perspectivă, e un 1 în fiecare parte, un 1 față în față și împreună fac forma literei M și era în memoria victimelor de 11 septembrie din Madrid, de la atentatul din Madrid, 11M se numea, 11M, dar nu a mai fost terminat nici în ziua de azi, s-a trecut de la un proprietar la altul și a rămas așa paralizat. După cum vedeți, sus avea un din ăsta să trezeze elicopterul, era foarte luxos, s-au vândut multe dintre apartamente, dar nu s-a terminat. Cu un etaj mai mare decât hotelul Bali, pe care l-avem chiar aici. Și acum ne îndreptăm spre plajă. Aici, prin zona asta, stăm noi. Noi stăm undeva pe aici, pe pantă, bine, ai mei. Sunt aici pe pantă 10 minute pe jos. Ia uite ce mi-a făcut acolo.
vă arăt talentul meu. Așa, dă-te în spectacol. Ia uite. Avem o floricică frumos. Mulțumesc frumos. Uite ce fain. Păi acum nu vine să mănânc. Și ne-a și invitat la înghețată, să rămână. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Mai trecem pe la voi, mă duc să le arăt la oamenii plaja și mai venim pe la voi. Super. Vă pup. Mulțumim. Ciao. După cum vedeți, s-a deschis plaja. E o plajă enormă, enormă. Eu de-aia am spus de multe ori că plaja din Bali nu m-a fascinat pe mine, cine știe ce, pentru că practic orașul ăsta de după stâncă de acolo vii așa frumos și poți să traversezi tot orașul pe plajă până în capăt acolo unde se vede clădirea, cum faci așa. O să vă duc și acolo sus mâine seară să vedeți cum se vede Băinor de sus, toate, toți grienorii cum se văd, pentru că mi-ai mult oraș în spate. Dacă vedeți acolo, sunt desenate niște pătrățele unde un om în pătratul ăla, deci nu poți să te aproape mai mult, nu poți să te doi oameni. Asta e pentru, din cauza coronavirusului. Și e ceva lume pe plajă. Și am trăit să o văd și pe asta, să ne oprească cineva pe stradă, că ne-a recunoscut, să te invită la o înghețată. Nu credeam că o să trăiesc așa ceva vreodată. Astea voastre sunt pentru ăștia tineri și astea vezi pentru ăștia mai bătrânei. Și alea roșii pentru familiile cu copii. Da. Probabil va fi un vlog lung, pentru că sunt multe locuri pe care vreau să vi le arăt într-un singur video. Și sunt foarte pierdut, sunt... Parcă sunt scos din context, nu știu, deși am trăit aici și m-am întors acum și parcă nu aparțin locului ăsta. E o senzație foarte ciudată, după 8 luni plecat. Și evident aici, în zona asta, stau săracii orașului, știi, și apoi Villa Gabriela și oamenii mai amărâți stau aici cu vedere la mare. Intrare și ieșire, semne înainte nu erau bune acum. Și aici un domn care el nu asta face, le spune tuturor pe unde încotro să o ia. Oricum, mi se pare foarte bună inițiativa asta cu pătrățelele desenate să ca lumea, pentru că mai ales Benidorm, nu v-am povestit. Benidorm, pe lângă faptul că e una din cele mai populare destinații din Spania, de pe coasta Spaniei, mai ales vin foarte mulți tineri pentru viața de noapte, Benidorm a găsit o strategie perfectă pentru a nu fi gol niciodată. După ce se termină sezonul, Benidorm lucrează cu, se numește Inserso, sunt toți pensionarii Spaniei, Spania, mă gândesc că știți, e una dintre cele mai bătrâne țări ale lumii. Toți pensionarii vin aici cu prețuri super, super mici, cu autobuze din toată Spania și vin iarna, pentru că aici iarna nu e iarna, în afară de ianuarie și februarie e cât de cât cald, temperatura e decentă. Temperatura e foarte decentă și așa umple toate hotelurile și plajele. Dar acum, cu bătrânii tot timpul a fost polemică cât de cât, pentru că ei vin la 5 dimineața, spun prosoapele acolo, umbrele, ocupă toată plaja, n-ai loc de ei. Și acum că le-au pus astea, să vedem dacă le respectă. Urcăm pe aici să trecem până la plaja cealaltă, care e aproape de noi, dar uitați-vă puțin cum se vede de aici. Chiar după stânci aici eram de unde am filmat înainte și am urcat, așa este un drum pe aici. Și acolo, unde vedeți clădirile alea, e plaja de la noi, de la blocul care o să vă arăt acum. Și asta e plaja mai micuță, Cala. Uitați ce frumoasă e apa, ce culoare are. Nu avea culoare așa când am plecat, probabil e pentru că nu mai sunt atâția oameni. Vedeți, e o plajă micuță, cât alea. Și dacă vedeți acolo e o alee foarte mișto cu copacii aia și e un bloc albastru în dreapta. Nu, e unul scrie apartamente, o macara, un bloc, e blocul din spate, acolo stăteam noi. Și acolo stau și părinții mei acum. E extraordinar de cald, e foarte, foarte, foarte cald, dar mă bucur că am prins vreme bună. Sper să vă placă și să vă fac să vă gândiți vreodată să veniți să vizitați acest minunat oraș, pentru că nu e extraordinar de scump, veți vedea asta. Dar eu, deși am stat 9 ani aici, cred că am călcat plaja asta de maxim 3 ori. Noi mergem prin... pentru că aici se umple de turiști foarte tare și în momentul când locuiești aici, noi mereu luam mașina și plecam în satele din apropiere, în orășele unde sunt plaje mai ascunse, așa, o să vedeți și orășelele alea sau satele alea. În zilele următoare trebuie să doar să fac rost de o mașină. Și apartamentul care e acolo, asta e super funny. Vedeți blocul ăla care e acolo, ăla e în construcție de vreo 6 ani, pentru că omul, care, când a cerut licența de construire, și-a cerut pe 4 etaje și omul a construit 12, a zis... Îți dai seama ce a fost în mintea lui, a zis, am licență de 4 etaje,
Fac 11, cine dracu de seama, nu, vede, nu bate tare la ochi. Am acoperit aia care aveau apartamente cu vedere la mare, acum au apartamente cu vedere la ciment. Cum vedeți, la terasă e plin, se face viață. Nu cu mască, nu cu separat sau ceva. Ba, distanța între mese e cât de cât. E aceeași cam fiecare an. Da, dacă se face viață normală, ușor, ușor. Bine, Spania a trecut clipe grele, adică ai 6 săptămâni, dacă nu mă înșel, efectiv nu s-a ieșit din casă. Mi-a povestit mama că ieșeau, s-arunce gunoiul și apăreau polițiști de sub pietre, mereu. Chelnerul are mască. Doar el, atât. Doar atât. Păi să nu stușească în ciorbă, în rest ești ok. Dar e plin. Da, e multă lume. Se vede acolo etajul 2, antena mea de la Digi. Ia uitați ce mi-a ajuns acasă. Mă aștepta să vin pentru că aia noastră prima, pentru că aia noastră prima în Asia a jerpelit-o cineva de nu mai mergea deja. S-a rupt un pic, dar... Ai folosit-o cam prea mult. Nu au fost probleme. Știți foarte bine, ăsta e cardul care folosim noi. Ăsta e cardul cu care călătorim noi, N26, nu plătim comisiuni nicăieri în lume. Dacă vreți să îl achiziționați, aveți un link în descriere și am un țânțar pe mână. Și vreau să închid acest cadru și să-i dau cu parul în cap. Ăștia n-au denghe. Link în descriere, N26, deocamdată doar în afara României, din păcate, dar deocamdată. Frumoasă mea. Se lasă seara și ieșim pe centru și mi-am scos, mi-a adus mama Adidas și... Da, bucancii nu-i mea? Oh, păi știți că la licitație, uite-i. Plec cu ăștia asta să faci. Deci uitați-vă și voi că este 8 fără 5 seara și uitați ce lumină e. După ce că ăsta al nostru fus orar e pa, mai e și lumina asta. De ce mă bați pe umăr? E 8:30. A, e 8:30, mă. M-a bătut pe urmă să-mi spună, mă, bohule, vezi că e 8:30. 8:30 și e lumină încă. Și lumină, nu? Aoleu, mi-e frică să pun camera aici. Ia. Mergem. Pișii intru. Să plimbăm. Buenas noapteas. Buenas noches. Am venit către centru, parcul de Elche, așa se numește centru orașului pe aici. E aici, normal, o zonă peatonală din aia. E full, n-ai unde să parchezi, da, plin de oameni. Aia e problema aici și acum, pe timp de pandemie, că ăștia când au făcut parcările în centru au pus și mașini, știi? Deci au desenat parcările, au pus mașini și niciodată nu s-au dus de acolo. Eu 9 ani n-am găsit parcare aici în centru. Și vrem să vă mulțumim pentru comentariile și aprecierile la ultimul vlog. Ăla cum am ajuns acasă, foarte frumos, da. Și ca să vă răsplătesc, o să vă spun moroles planul nostru. Deci planul vă spun obiectivul final. Deci pentru o lună cam așa vom sta prin zona asta, pe coastă, până vin pașapoartele. După aia o să ne învârtim puțin prin Europa, până când ajungem în România la sfârșitul lui iulie-august. Asta e planul. Și din România vreau să obțin viza pentru China. Ăla e destinul final. Vrem să ajungem prin septembrie, octombrie, cel târziu, în China. Asta e informație prime time din aia. Și să vă arăt orășelul prin centru. Deci strada asta, în mod normal, e full. Asta e strada acum cu magazinul, o să intrăm acum acolo. Și asta așa se numește, Parcul de Elche. Aici se întâlnește lumea, se întâlnesc tinerii să iese, pentru că pe aici sunt cluburi. Și a doua, la dreapta, e zona gay, e zona lui Cătălin. Backpack your life. Și aici ne-am pus masca pentru că toată lumea are și e foarte multă lume. Ia uitați. E hotelul Bali pe care vi l-am arătat la începutul vlogului lângă noi, lângă casa noastră. Și poți să mergi pe plajă așa, sau bine, e și pe ăsta, pe faleză, până la noi acolo. Vezi? Acolo e hotel. O să vedeți mai pe seară cum se aprinde tot și poate mâine o să mă duc chiar în capătul celălalt al orașului și urcăm în cel mai înalt punct, să vedeți cât de frumos se vede. Domnul pe care l-ați văzut cu baloanele în spate, el când m-a văzut cu camera mi-a făcut semn, fac și zic, fui, stai liniștit că eu sunt treaba mea. Și după ce l-a făcut îi spun gracias și el zice pe românește, mulțumesc, și mi-a arătat acolo unde se pun banii. I-am băgat un euro și ceva. Deși v-am spus că ăsta e centrul orașului, nu știu cum se... Benidorm are mai multe centre, adică depinde ce vrei să faci. Aici vii la cumpărături, după aia sunt evident mall-urile, care sunt puțin la ieșire din oraș.
locurile de discotecă, locurile de restaurante, adică nu are un centru în sine, știi? Și mai ales că e plajă cam peste tot. Pe aici, dacă vă interesează, e zona gay. Hop. Cum ar fi, mă, să fac un vlog noaptea de acolo, vreți? Din păcate, bine, trebuie să recunosc că sunt cum sunt, dar din păcate, Benidorm nu e un loc cultural. Adică în Benidorm nu sunt muzee, nu sunt, nu știu, monumente, nu, sau cel puțin nu știu eu. În Benidorm se vine la plajă și la băut. La plajă, la băut, la mâncare, la plimbare și cam atât. Nu e o destinație culturală, să zic așa. Acum am zis, acum mi-a dat peste gură. Dar asta e nou. Asta nu era aici când am plecat eu, nu știu despre ce e. O să caut informații și o să vă pun aici jos. Cazinouri, waffles, cazinou, 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 păcănele. Ce m-aș face fără ele? E ciudat la ora asta să vezi magazine închise. Da, da. Totuși mă așteptam să fie mai rău. Sincer, mă așteptam să fie mai rău. Și acum, la dreapta, ce crezi că e? Surpriză, plajă. Deci acolo era Poniente și am venit așa. Și asta e Levante. Benidorm până în capăt, toată superficia orașului de undeva la 35 de kilometri. Dar plaja e de acolo până după stâncă, până la noi acasă. Deci probabil e una din cele mai lungi plaje din Spania, dacă nu mă înșel. Bă, dar cât am fost eu plecat, ăștia au muncit în continuare, frate. Deci aici, pe lângă hotelurile care s-au construit, pe lângă că au luat autostrada aia de plată, au scos, acum e gratis, aici plaja e acolo în spate și aici vedeți cum e. E dita mai trotuarul ăsta, copaci. Deci eu am plecat de 8 luni, da? Aici era drum de două sensuri. O stradă mare, lată, și pe acolo treceau mașini. Acum e doar de un sens. Și toată avenida se numește. Numai copăcei, trotuar mare, magazine, bowling. Mamă, zici că am plecat de 30 de ani, frate. E incredibil, nu vine să cred. Da, vreau să știți că mă simt ciudat filmând aici. Nu știu exact ce să vă arăt, pentru că în momentul când, adică nu știu, v-aș provoca și pe voi. Gândește ce vloguri ai face tu de la tine din oraș. Și pe deasupra, în Europa, lumea se uită pe tine când ești cu camera în mână. Nu, în Asia, sau nici măcar nu înțelegi, dar aici azi, geană, ești nebun la cap. De oriunde mă uit, scochi pe mine, fac gaură în spate. Se aprinde orașul ușor, ușor. Tocmai mi-a trimis cineva un mesaj și s-am trecut pe lângă voi. E foarte dubioasă senzația asta. Și acum o să vă duc într-un loc foarte frumos. La Ralu, glumesc. Ce? Am zis că o să-i duc într-un loc foarte frumos, la tine. Ai, ce frumos în partea asta. Uite cum stau băieții, să văd dacă toată lumea are mască, dacă nu se dea cu pulanul ei, cu bulanul ei. A, și dacă vă avantajează, adică sigur vă avantajează, să știți, tot paseul maritim, odată faleza, are Wi-Fi gratuit. Scuzați calitatea imaginii, dar camera nu se descurcă foarte bine pe lumină slabă. Dar vreau să vedeți că toată zona centrului, toate casele sunt așa, foarte vechi. Unde și mașinile... Și în coastă. În coastă, nu, în pantă. În coastă, aici e în coastă. Aici e coastă. Deci sunt în pantă. Deci vrei, nu vrei, trebuie să urci, pe orice străduță, în pantă. Da, aici e foarte greu și pentru... Eu am lucrat toate două zile. Am făcut delivery din ăla de gheață pe la restaurante și pe la hoteluri. Două zile după m-am lăsat. Aici nu poți intra cu camionul, ăla e foarte complicat pentru toți care se livrează anumite chestii. Au decis să mențină toate clădirile vechi. A trecut de la un sătuleț cu doar zona asta care ați văzut acum în ultima parte a vlogului de pescari. A ajuns să se ridice blocuri doar în sus, pentru că efectiv nu mai este teren să se construiască. De aia e orașul cu cele mai multe zgârienori, pentru că au început să construiască cât mai înalt, pentru că pe lung, așa, nu mai ai loc, deci nu mai. Sunt zone, de exemplu, zona în care stăm noi, acum 10 ani, nu e nimic, nu e nimic, și acum e super dezvoltată și ai orice ai nevoie acolo. Și am ajuns la Mirador. E viewpoint-ul orașului. Și acum o să vă arăt tot orașul. Dar vreau să țineți cont că în situația actuală de pandemie, probabil 70% din hoteluri
clădiri, blocuri, tot ce vrei tu, sunt stinse. Dar totuși, orașul se vede așa. Uitați. Pentru că eu vreau să știți, moroles, cam cum se distribuie orașul, parcul unde am filmat când am ajuns, parcul de Elce, e exact acolo. Vedeți, aici e portul și acolo e parcul. Încolo e hotelul Bali, care se vede, i-a prins, în mod normal i-a prins tot. Dar și acum, eu zic că se vede foarte, foarte frumos și mi-era dor de casă. Aici am o plajă mică și pe partea cealaltă. Sperau l-a chemat cineva dacă poate să-i fac o poză. Nu-mi face mie, o să-ți facă ție. Hai că mă întrebi. Și așa se vede cealaltă parte. Mare păcat că e... Mamă, dă, ce m-am speriat că a venit vulturul aici. Mare păcat că e... Majoritatea e stins. Toate becurile sunt... Gândiți-vă că majoritatea clădirilor de aici sunt hoteluri. Și sunt închise toate. Efectiv, toate. Da. Deci păcat că e mai mult de jumătate stins, nu se vede tot cum ar trebui să se vadă, dar puteți să vă faceți o idee. Da, e foarte, foarte, foarte mișto loc. Aici, locul ăsta, se numește Mirador, să știți, anul trecut, înainte să plecăm noi, au ridicat tot, au dărâmat tot de aici și l-au reconstruit din nou, pentru că, bine, ziceau ăștia că găsiseră nu știu ce comoară, dar n-au găsit nicio comoară. Aici era ceva... Cum se zice? Arheologic. Găsiseră ceva aici și au ridicat unul din emblemele orașului, l-au întors pe dos, au găsit aici, au găsit acolo și acum l-au construit din nou. Și aici jos era ceva, nu știu dacă mai e. Mai e ăla acolo jos? Da. Aici jos, da, uite acolo viewpoint. Uitați ce frumos. Te las pe tine prima, de ce? Scuzați lumina. Ia uitați ce frumos. Ei s-au filmat o grămadă de filme, o groază de seriale s-au filmat aici. Deci, dacă vreți o destinație de vacanță, paradis, dar nu vreți să mergeți până în locurile unde am fost noi, Bali, Thailanda, Coreea, aveți Spania aproape, aveți Benidorm aproape și multe, multe alte locuri. Eu mi-am pus masca ca proști, așa. Deci cam atât pe astăzi. Mă scuzați că a fost, am senzația, eu o să vin după la montaj, eu am senzația că vlogul e un pic haotic, așa, dar țineți cont că am ajuns abia ieri, suntem obosiți, nu am ieșit foarte mult, nici nu știu exact ce vreau să vă arăt, adică, nu, din contră, știu, am foarte multe locuri în minte și nu știu cum să le împrăști. Sper că v-ați făcut o idee de cum arată orașul, o să vedeți multe alte atracții din Benidorm și din orășelele din apropiere. Sperăm că v-a plăcut, vă mulțumim pentru toate mesajele pe care le-am primit. Foarte frumoase, foarte drăguțe. Cât am fost pe drum. Iar mă întreru, vorbești o vlog. Da. Dar eu mă întreb. Nu uita să veniți și pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspundem la toate întrebările. Și până la următorul, vorbim în comentarii. La revedere, ceau!